Salutare tuturor oamenilor de Dacia, eu sunt Albert Vrăbiuță și mă bucur să vă am alături. Pentru că știu că mulți dintre voi nu pot urmări clipuri YouTube în mașină și pentru că siguranța e mereu pe primul loc, m-am gândit să facem un alt fel de radio, Dacia 50 Podcast, un podcast de cursă lungă pentru cei care se află la volan, în metrou sau la cumpărături, dar care totuși vor să se bucure de povești cu și despre Dacia. În cadrul acestei serii, îmi propun să trec de primul strat de vopsea al autoturismului copilăriei și să vă prezint evoluția sa istorică așa cum am documentat-o în fotoalbumul documentar Dacia 50. Studiu introductiv. O scurtă trecere în revistă a peisajului automobilistic românesc din secolul 20. Pe o peliculă de film alb-negru, mai multe mașini așezate pe două benzi parcurg în zigzag drumul care duce direct de pe ecran către privitor. Pe un fundal sonor metalic, cu sunet de trompetă, o voce ne anunță: start în proba de inteligență și creație. Pe șoselele țării a demarat în val triumfal, cu un an înainte de cât se prevedea, primul autoturism românesc. Se derulează imagini din interiorul uzinei de autoturisme Pitești, acolo unde, spune vocea, pe benzile de montaj se încheagă într-o cadență de 1 la 12 minute autoturismul românesc cu o producție anuală de 40.000 de bucăți. Secvența este din anul 1968, când intră la producție primul autoturism Dacia, modelul Dacia 1100. Noul născut al industriei, cel căruia prezentatorul documentarului îi ura un călduros și din inimă drum bun. Stop cadru, pauză, marș arier. Repere istorice. De la un cal putere la mai mulți. Ce mașini au circulat în România și ce autovehicule s-au produs înainte de autoturismul Dacia? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să facem o scurtă incursiune istorică chiar la intersecția dintre secolul al XIX-lea și secolul al XX-lea. Dimitrie Văsescu, a fost primul român care a realizat o mașină în perioada 1875-1880 și a fost considerat un pionier al constructorilor de automobile, automobilul său cu aburi, circulând pe străzile din Paris și din București. Din anul 1895, în București au circulat două automobile cu aburi construite de firma franceză Gardner Serpollet. În 1898, pe străzile capitalei, a apărut unul din primele automobile americane Oldsmobile, avea în loc de volan o manșă, construit în atelierul lui E.R. Olds. Automobilul reprezenta o noutate tehnologică, iar accesul la acest bun, considerat un lux, era rezervat doar persoanelor înstărite. Febra cailor putere a cuprins chiar de la începutul anilor 1900 spațiul românesc. România era situată în topul primelor 10 țări din Europa care au introdus automobilul și a șasea țară în care s-au organizat curse de automobile. Prima călătorie pe o rută europeană cu autoturismul, realizată de un român, a avut loc chiar la începutul secolului al XX-lea. Inițiatorul său a fost George Valentin Bibescu, cel care împreună cu vărul său, Nicolae Cantacuzino, a plecat de la Geneva, la București, la volanul unui Mercedes model 1900. Starea precară a drumurilor din Austro-Ungaria a influențat mult călătoria, care a fost descrisă de Bibescu într-un jurnal de bord publicat în 1901. Durata călătoriei a fost de 73 de ore și 45 de minute în circulație, la volan, distanța parcursă fiind de 1827 de kilometri pe traseul Geneva, Viena, Pesta, Arad, Deva, Sibiu, Făgăraș, Brașov, Predeal, Sinaia, Posada, Câmpina, Ploiești, București. În drum spre București a avut loc și un accident care, povestit de Bibescu în jurnalul său, ne oferă câteva repere despre felul în care erau percepute aceste vehicule în țară, regatul României la acel moment. O femeie venea cu o căruță cu boi și auzindu-ne, se coborâ din car,
spre a opri boii și a ne face loc. Nenorocita cade însă în cap. Roata carului îi trece peste picioare și leșină. Noi ne oprim imediat, cumnatul meu și cu mecanicul se grăbesc a ridica pe nenorocita femeie care își revine în fire. În articolul Nemaipomenitele aventuri ale prințului Bibescu, istoricul Emanuel Bădescu notează pe marginea acestui eveniment. Bănuim că motivul a fost sperietura. Cine mai pomenea o trăsură fără cai care duduia și scotea fum? Și că la revenire, femeia și-a făcut cruce. Același George Valentin Bibescu a înființat Automobil Club Român la 5 aprilie 1904, când numărul automobilelor era în creștere, adică 51 de automobile înscrise, dintre care și primul închis cu capotă fixată pe caroserie. Câteva luni mai târziu a avut loc și prima cursă de automobile din țară, pe ruta București-Giurgiu, pe când nici măcar nu exista un regulament de circulație, primul datând din 1905. Regulamentul era foarte restrictiv cu privire la viteză, adică 15 km pe oră, echivalentul cu mersul cailor la trap, dar și în ceea ce privește zgomotul, care nu trebuiau să sperie caii înhămați sau călăriți. Primul examen de conducere oficial a avut loc la 10 ianuarie 1908, din ordinul prefectului Poliției Capitalei. Testul practic consta în verificarea capacității conducătorului auto de a frâna la aruncarea unei perne, adică un sac cu fân, în fața mașinii. Începând cu anul 1910, s-au organizat și primele cursuri de conducere, mai ales că în ultimii ani numărul automobilelor crescuse. Însă dacă la începutul primului război mondial parcul de autoturisme din România depășea cifra de 1000 de exemplare, în timpul războiului mai mult de 2/3 au fost distruse. După conferința de pace de la Paris, efectivul parcului auto a crescut, mai ales datorită activității comercianților de automobile străine în România, Ford, Chevrolet, Renault, Fiat și General Motors, care acordau facilități atrăgătoare potențialilor clienți, precum plată în rate, asistență tehnică, piese de schimb și altele. Începând cu anul 1922, timp de 5 ani consecutivi, importul de autoturisme a cunoscut o creștere puternică, astfel că, în anul 1926, existau în România 11.308 autoturisme, apropiindu-se de 26.000 în anul 1939. Peste 73,5% din totalul acestora fiind de proveniență Statele Unite ale Americii, adică General Motors sau Ford. Pe următoarele locuri la importuri se situau Germania, 11%, și Franța, 7,23%. În România, automobilul a rămas mult timp un produs accesibil doar categoriilor sociale înstărite, adică banchieri, rentieri, industriași, comercianți, agricultori, adică moșieri, senatori și chiar prinți. Ceea ce poate explică și motivul pentru care cele mai multe automobile erau înregistrate în București, situație care a rămas neschimbată până la sfârșitul perioadei interbelice. În anul 1939, 37,69% din autoturismele din România erau înmatriculate în capitală, cu o medie de 66 de persoane la un automobil în București. Numărul mic de automobile înregistrate în țară, exceptând Bucureștiul, dovedește printre altele un nivel de trai scăzut și lipsa unei infrastructuri adecvate, drumurile pietruite, în stare bună, nereprezentând atunci mai mult de un sfert din întreaga rețea, restul fiind naturale, din pământ, cu șanțuri pe lături, acoperite sau nu cu piatră mărunțită. După alți câțiva ani, în anul 1945, erau consemnați doar 1182 de kilometri de drum național modernizat, reprezentând aproximativ 10% din totalul rețelei de drumuri naționale. În afara importurilor, în prima jumătate a secolului al XX-lea, pe teritoriul României s-au realizat atât prototipuri de autoturisme, cât și producții în serie mică. Pionierului Dumitru Văsescu i-a urmat un alt tânăr român care a studiat și a construit un automobil în străinătate, automobilul aerodinamic corect.
sub formă de picătură de apă, a fost prototipul realizat de inginerul Aurel Perșu în 1922-1923 la Berlin, automobilul fiind brevetat în Germania în 1924. În cadrul IAR Brașov au fost construite microautomobilul MR-1945 al inginerului Radu Manicatide și un automobil prototip realizat de echipa condusă de inginerul Radu Mărdărescu în 1947. O producție de serie mică a fost realizată și la Arad între 1909 și 1926 de firma Marta, precum și la Reșița în perioada 1946-1947 de Malaxa. Uzina Ford SAR din București a produs automobile în serie în perioada 1936-1948. La fabrică, având sediul în Calea Floreasca, se construiau în special vehicule Ford, V8, Ford or Sedan. După al doilea război mondial, două treimi din parcul de autoturisme a dispărut, dispunându-se de 37,95% din parcul de autoturisme existent în anul 1939, adică sub 10.000 de exemplare. Eu sunt Albert Vrăbiuță, vocea Dacia 50 Podcast și acesta a fost episodul de astăzi. Identitatea vizuală a fost creată de Ilustrescu, iar Dacia 50 Podcast apare de două ori pe lună, joia. Dacă vrei să afli când apare un episod nou, urmărește-mă pe YouTube, Instagram, Facebook sau pe website-ul nostru dacia50.ro. Mulțumesc pentru audiție, pe curând!